Vă salut, dragii mei! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, prietenul nostru, scriitorul și jurnalistul George Hodorogea, ne împărtășește secretul gazului românesc. Haideți să vedem de ce va fi din ce în ce mai scump. Ajutor prin lege și nu prea. Legislația privind plafonarea și compensarea facturilor la energie, care ar fi trebuit să rezolve problema scumpirilor începute anul trecut, a avut de fapt efectul advers, a adâncit și mai mult problema. Bugetul de stat nu mai poate compensa facturile, furnizorii nu mai au de unde să facă rost de bani. Distribuitorii nu mai fac investiții în rețea, iar pe bursă prețul a ajuns astăzi la un record istoric. Unul dintre vinovați, Marcel Ciolacu, vinovat fiindcă este liderul PSD, partid aflat la guvernare, declară inocent că cineva face jocuri subterane pe această piață și că șmecherii din energie s-au întors, dar nu arată cu subiect și predicat despre cine este vorba. De fapt, mai mulți specialiști din energie au atras atenția încă de când se discuta de introducerea plafonului de prețuri sau de prelungirea lui, de faptul că această măsură va face mai mult rău decât bine. Plafonarea prețului gazelor naturale este mai bună pentru unii furnizori decât pentru consumator. Consumatorul cu preț plafonat va plăti mai mult, cu până la dublu, în următorul an, prin actuala lege a plafonării. Iar unii furnizori câștigă prin plafonare de până la dublu față de cât ar fi câștigat în absența plafonării, a susținut Dumitru Chisăliță, președintele Asociației pentru Energia Inteligentă, într-o analiză publicată încă de la începutul anului 2022. Plafonarea sau reglementarea prețului energiei sunt cele mai rele lucruri, spunea și Radu Dudău, directorul Energy Policy Group, tot la începutul acestui an. Dar coaliția PSD-PNL-UDMR nu a ținut cont de aceste recomandări și a plafonat prețul pentru toată lumea, la un nivel foarte jos, iar acum se află în imposibilitatea de a returna banii furnizorilor, pentru că nu s-au strâns destui bani la buget. Și, între timp, prețurile au explodat. Litrul de ulei de la 4 lei a ajuns la peste 15, carnea de la un preț mediu de 12 lei la peste 20 de lei, iar benzina a sărit de 8 lei, roborul și el peste 8%, de la 2,5% și așa mai departe. Cum ne păcălește domnul Ciolacu? Domnul Ciolacu acuză pe toți, pe liberali, pe producători și pe vânzători, uitând că partidul său a condus și încă conduce România de peste 20 de ani. Uită că statul este marele acționar din energie și mai ales că Agenția Națională de Reglementare a Energiei, ANRE, este condusă de membrii partidului său. Deci, nimic nu se poate întâmpla în țară, în domeniul energiei, fără de participarea statului român, deci, prin extensie, fără știința și voia Partidului Socialist-Democrat, partid pe care domnia sa îl păstorește cu mână de fier. Foarte interesant este că Marcel Ciolacu, liderul PSD, a avut în urmă cu câteva zile un alt discurs în care a acuzat fix legislația actuală, deși partidul pe care îl conduce face parte din guvern și a aprobat cot la cot cu PNL toate aceste măsuri, atât în guvern cât și în Parlament, și deține majoritatea absolută necesară modificării legislației. Cu alte cuvinte, liderul socialist ne minte în față în timp ce își screme câteva false lacrimi în onoarea poporului sărăcit de noile prețuri și măsuri. Să nu se înțeleagă că îi găsim vinovați doar pe Ciolacu și PSD, fiindcă în aceeași măsură sunt de vină și premierul Ciucă, recte PNL-ul, dar și Hunor, cu a lui UDMR. Ne legăm însă de Ciolacu, fiindcă acesta, de când a început nebunia cu prețurile la energie, care, printre altele, au antrenat și creșterea aberantă și la alte produse, în special la alimentele de bază, dar a și umflat inflația, aducând-o spre 20%, după cum spun adevărații economiști, și nu îi aflați pe ștatele de plată a partidelor de la putere. Domnul Ciolacu, cu mare șmecherie, a strecurat bucăți de informații, de adevăr, dar fără să ducă ideea la capăt și fără să spună cu subiect și predicat cine sunt cu adevărat vinovații. Tot Ciolacu susține că cineva a introdus pe ultima sută de metri în proiectul de act normativ O prevedere prin care producătorii de energie nu plătesc supraimpozit pe fiecare tranzacție, unde prețul este mai mare de 450 de lei pe megavatoră, ci se face o medie cu contractele din trecut, care sunt la prețuri mici. Avem o supraimpozitare la producători, dar cineva a strecurat să fie luat prețul mediu, astfel încât s-au încadrat sub 450 de lei. Și chiar mi-aș dori ca primul ministru să afle cine a strecurat acest preț mediu în ordonanță, să știm și noi cine subteran face jocurile, a spus Ciolacu. Dar nu a spus că cei care dădeau avizul final erau cei de la ANRE, adică din fieful 100% PSD-ist. Unde s-au dus banii și cine a profitat? Ce nu mai spune liderul PSD este unde s-au dus acești bani. Au rămas ei în conturile producătorilor de energie? Sau sunt undeva pe lanțul dintre producător și consumator? Dar el insistă că s-au întors băieții deștepți din energie, adică acele firme de intermediari care cumpără energie ieftină de la producători și o vând consumatorilor mult mai scump. Ne aducem însă aminte din trecut, în perioada anilor 2007-2010, ce scandal a fost cu acești băieți deștepți, scandal în urma căruia s-a modificat întreaga legislație din energie din România. S-au desființat contractele bilaterale și s-a introdus obligativitatea tranzacționării pe bursă a întregii energii disponibile. Dar marea liberalizare a creat șmecheri din nou în energie și speculație pe piață, insistă Ciolacu, însă fără să spună cine sunt aceștia. O altă bucățică de informație foarte importantă spusă de Ciolacu în discursul zilelor trecute a fost că operatorul bursei de energie, OPCOM, a avertizat guvernul că urmează prețuri uriașe în energie. Dar iar nu spune și faptul că tot PSD conduce și acest OPCOM. Și între timp ce guvernanții ne tot aburesc, prețurile continuă să crească. Astfel, prețul energiei cu livrare, astăzi pe bursa OPCOM, a ajuns la un record istoric de 3.083 de lei pe megavatoră. Și cine plătește oalele sparte? Populația și firmele private, firme care se închid una după alta, fiind sufocate de costurile energetice. Marii câștigători ai facturilor mai mari din această iarnă rămân marile companii, dar și statul român, care este acționar în câteva dintre cele mai mari societăți din domeniul energiei. Deci, nu străinii jecmănesc populația și firmele private, ci chiar statul român, stat care are numai de profitat din orice scumpire, fiindcă, pe de o parte, își trage partea leului dintr-un TVA mărit artificial și, pe de altă parte, cum este cazul companiilor din energie, acolo unde este marele acționar, deci statul este cel care ridică potul cel mare. Deci să nu mai căutăm vinovația iurea la prețul barilului, la războiul din Crimea sau seceta mare, fiindcă vinovatul, se poate zice chiar și hoțul cel mai mare, este clar statul român. Când te contrazici singur. Spunea anterior Marcel Ciolacu următoarele: liberalizarea pieței de energie a fost o tâmpenie, e o speculă. Dar tot el spune că, hai să fim corecți, cea mai mare parte a inflației a venit din prețul la energie care a explodat, pentru că nu s-au luat niște decizii când trebuia. Acea liberalizare a prețurilor în energie a fost o tâmpenie, trebuia făcută în pași. Și să gândești un astfel de fenomen. La energie electrică suntem descoperiți cu aproape 15%, nu producem cu 15% față de cât consumăm. Foarte coerent este domnul Ciolacu, nu? Mai ales când dă vina pe prețuri la energie. Dar oare cine este acționarul principal? Statul român, stat pe care Honor Ciolacu îl conduce prin alianța PSD-PNL-UDMR. Uite, vinovatul nu e vinovatul. Ținta predilectă a PSD-ului și a lui Marcel Ciolacu personal este domnul Virgil Popescu, ministrul liberal, acuzat de actualele prețuri. Dar, conform legislației actuale, răspunzător de prețuri la energie este PSD-istul Dumitru Chiriță, președintele ANRE. Nu este nevinovat 100% nici liberalul Popescu, fiindcă acesta este răspunzător de politicile publice în domeniul energiei și de reglementări. Dar în niciun caz nu îi se pot imputa aberantele prețuri de la gaze, benzină sau curent electric. Repetăm, acestea sunt apanajul direct al PSD prin ANRE. Dar Ciolacu pune în practică vechea zicală românească, hoțul strigă hoții. De ce România nu ar trebui să fie angrenată în marea criză mondială a energiei? România are una dintre cele mai sigure poziții față de importurile de petrol. O treime din necesar este produsă local. La nivelul Uniunii Europene, dependența este de 96%. Prin producția proprie de petrol, România își asigură o treime din necesarul intern de consum, avantaj aproape unic la nivel european. Astfel, la nivelul anului 2020, gradul de dependență a României față de importurile de petrol era de 68%, doar Danemarca, al doilea producător de petrol la nivelul UE, având o dependență mai redusă de importuri de 51%, arată statisticile Comisiei Europene. Mai mult, la nivelul importurilor, cea mai mare parte a cantităților vin din Kazahstan și nu din Rusia, țară care a declanșat parțial criza de energie. De asemenea, România are cea mai mare piață de gaze naturale din Europa Centrală și a fost prima țară care a utilizat gazele naturale în scopuri industriale. Piața gazelor naturale a atins dimensiuni record la începutul anilor 80, ca urmare a aplicării unor politici guvernamentale orientate către eliminarea dependenței de importuri. Prin restructurarea sectorului gazelor naturale, au fost create premisele pentru inițierea procesului de privatizare în acest sector. La nivelul lunii noiembrie 2010, consumul total de gaze naturale a fost de 17,2 miliarde metri cubi, din care 2,6 miliarde metri cubi au reprezentat consumul casnic, adică 15,8%. Pentru consumul curent s-au alocat din producția internă 12 miliarde metri cubi, iar importul pentru consum a fost de 5,1 miliarde metri cubi. Astăzi, datorită și începerii exploatării gazului natural din Marea Neagră, dependența de import este de circa 15% din consumul total necesar. Deci o poziție foarte confortabilă în comparație cu majoritatea țărilor europene. Și, cu toate acestea, România are cel mai mare preț la metru cub de gaze vândut pe piața națională. De ce oare? Astăzi se estimează că după începerea exploatării și celui de-al doilea zăcământ maritim, dependența României va fi undeva între 5 și 7%. Și încă nu vorbim de resursele enorme de gaze de șist, gaze pe care niște ONG-uri dubioase, se pare finanțate de Rusia, au reușit să le stopeze exploatarea. În legătură cu producția și consumul de energie electrică, în mod normal, România are o capacitate cu peste 1000 de megavați în plus față de consumul normal. Maximul de consum electric s-a înregistrat la Puterea de 8687 megavați în condiții de secetă și hidrocentralele produc foarte puțin. Și astfel am consumat în moment de secetă cu aproape 1000 megavați mai mult decât am produs în ziua respectivă. Deci, practic, și în domeniul energiei electrice nu stăm deloc rău. Și totuși plătim niște prețuri nejustificate, raportate la prețul de producție și transport. Și atunci ne întrebăm pe bună dreptate, de ce avem cele mai mari prețuri din Uniunea Europeană? Dacă nu se face nimic, pentru întreg poporul român va veni o iarnă cumplită. O iarnă în care din nou vor exploda prețurile la utilități și la alimente. Deși guvernul dă mereu asigurări că va proteja populația, este clar că prețurile nu vor scădea, ci din contră. De ce nu va scădea în România prețul la gaze? Prețul gazelor a crescut considerabil și pe fondul reducerii livrărilor către Europa de către Gazprom. Deși România nu are contract direct cu Gazprom, gazul rusesc vine prin câteva firme intermediare, dar care nu sunt românești. Și cu toate acestea, Gazprom a redus indirect zilele trecute cu 90% gazele către România. Experții de pe piață nu știu motivul, dar evenimentul face parte dintr-un trend înregistrat în a doua parte a lunii august. Pe fondul secetei și a producțiilor record negative de hidroenergie, lipsa de gaze duce automat la creșterea prețului. Uniunea Europeană a impus tuturor statelor membre ca, la începutul iernii, să aibă depozitele pline în proporție de 85% pentru a face față cu brio iernii, chiar și în eventualitatea în care Rusia a amenințat că va asista alimentarea cu gaze către Europa de mai multe ori. Dar de ce este nevoie de import chiar cu depozitele pline? Specialiștii spun că, indiferent de nivelul rezervelor pe care România le va avea în depozite, tot va fi nevoie de import dacă temperaturile vor scădea drastic pentru o perioadă de minimum 2 săptămâni. Cu toate anumite măsuri luate atât de Uniunea Europeană cât și de Guvernul României, prețurile la gaze sunt în creștere continuă. Dacă românii speră că prețul la gaze va scădea, specialiștii în domeniu susțin că, din contră, prețul nu va scădea, ci va crește. Și asta chiar dacă prețul mondial va scădea și chiar dacă Rusia va relua integral exporturile către Europa și chiar dacă va intra în exploatare și noul zăcământ de lângă insula Șerpilor. Și asta fiindcă, pe de o parte, prețurile de referință la gazele naturale comercializate în Europa se îndreaptă anul acesta spre cea mai lungă serie de creșteri săptămânale și astfel intensifică presiunea asupra consumatorilor casnici și asupra companiilor și amenință să împingă economiile statelor în recesiune, conform Bloomberg, și recesiunea va crește automat prețurile la resursele energetice. Și ca dovadă, cotațiile au crescut din nou zilele acestea, atingându-se mereu noi recorduri. Pe de altă parte, prețul la gaze în România nu va scădea deloc și din cauza Guvernului României, datorită cheltuielilor nesăbuite și a pomenilor electorale. Vezi aberantele măririi de salarii din segmentul bugetar, dar și pensiilor speciale, mai ales când tu, stat, permiți pensionarea speciarilor la 45 de ani. Bugetul este gol de tot. Pentru a stupa cât de cât găurile bugetare, România se împrumută zilnic și la dobânzi mari. Și asta fiindcă țara noastră nu prezintă încredere, ratingul de țară fiind și negativ și pe o treaptă foarte scăzută. Datoria publică a depășit 50% din PIB, iar inflația este oficial de 14%, dar neoficial trece de 20%. Și atunci guvernul are nevoie de bani și are un instrument eficient doar pentru el pentru a colecta abuziv bani. Cele mai sigure taxe care sunt colectate instantaneu sunt TVA-ul și accizele. Și atunci, guvernul nu are niciun interes în a reduce prețul la gaze, ci din contră. Cu prețuri mărite la gaze, guvernul dă o triplă lovitură financiară, dar o lovitură făcută pe spatele consumatorului de rând și a societăților comerciale private. 1. Statul câștigă mai mult TVA și mai multe accize. 2. Producătorii, transportatorii și vânzătorii fac venituri mari, deci crește impozitul datorat statului. Și 3. Creșterea prețului la gaze duce la creșterea în serie a majorității prețurilor, deci implicit un TVA mult mai mare, impozit care intră direct în portofelul guvernului. Și ar mai fi multe motive pentru care guvernul nu dorește și nici nu va întreprinde nimic pentru plafonare și apoi scăderea prețului la gaze, și nici la energia electrică și nici la produsele petrolifere. Deci, este clar, prețul la gaze nu va scădea, ci din contră. Aviz românilor creduli. Prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Îi mulțumim și lui George Hodorogea pentru acest material pe care ni l-a trimis. Până data viitoare, când vă aștept cu mare drag, vă doresc numai bine. Pe curând!